Vă salut pe toți cu pacea Domnului Iisus Hristos și îmi permiteți ca să vă felicit cu Secerișul 2020. Suntem în toamnă când în bisericile noastre se sărbătorește Secerișul în diferite duminici, diferite biserici, dar în general toți suntem în această sărbătoare a Secerișului. Și aș fi vrut ca în acest an să Citesc cuvântul Domnului care este scris în Galateni, capitolul 6, versetul 7 și 8. Nu vă înșalați, Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocurit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Cine seamănă în firea lui pământească, va se cera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va se cera din Duhul viața veșnică. Secerișul a fost o sărbătoare și este o sărbătoare care ne-a fost lăsată de Dumnezeu. După cum Paștele, după cum ziua pogorârii Duhului Sfânt, după cum sărbătoarea corturilor și a ispășirii, tot așa și această zi a fost lăsată de Dumnezeu și este o zi în care Dumnezeu a poruncit ca toți cei care vin la templu să nu vină cu mâna goală. Deci, dacă Dumnezeu ne-a lăsat această sărbătoare, nu ne-a lăsat-o doar de atâta ca să nu ne fie urât pe pământul ăsta, dar ne-a lăsat-o ca să învățăm ceva despre lucrurile vieșnice. Legea lui Dumnezeu, care a fost dată pe Moise, ea ne arată pe Hristos, ea ne arată ceva din veșnicie, un adevăr veșnic. Și sărbătoarea secerișului are mai multe aspecte, pentru că sunt careva principii. Și nu poate fi seceriș dacă nu există un sămănat. Deci, textul care l-am citit, am văzut așa, că fiecare ceva seamănă. Tot seamănă și așei credincioși, și așei necredincioși, toți fac un oarecare sămănat. Principiul sămănatului aș fi vrut ca să-l desfășor mai departe. Deci, ca să strângi ceva, trebuie să sămini. Ca să strângi ceva bun, trebuie să sămini ceva bun. Nu poți sămăna ceva rău și să culești ceva bun, după cum nu poți sămăna ceva bun și să culești ceva rău. Totdeauna sămănatul are impactul principal asupra secerișului. De ce putem învăța de la sămânat? În afară de ce că trebuie sămânță bună, trebuie să învățăm că sămânța bună trebuie pusă la vreme în pământ. La vreme trebuie sămânat. Este o vreme când sămini și este o vreme când vei culege. Nu poți sămâna când vrei să sămini. Dacă ne aducem aminte pilda lui și Bogato când bogatul ajunge acolo în chinurile iadului și privește pe Avram, el vrea să samini ceva bun, vrea să samini ceva în duhul și spune, trimite pe cineva la frații mei. Deci începea să sămăna o bunătate ar vrea să fac pentru frații lui. Dar răspunsul care l-a primit de la Avram a fost acesta că frații lui trebuie să creadă moi, să proroci, și sămânța aceasta care vrea el acum să o facă nu este reală. Nu poate fi realizată. Deci omul poate să atâta vreme cât să află în viața aceasta pământească. După ce omul pleacă de pe acest pământ, el nu mai poate să nimic, nici în fire, nici în duh, nu mai pot să O venit vremea culesului și unii vor culege bucurie în împărăția cerului, ce alții vor culege tristețe, grozăvie în împărăția întunericului în iad. Un alt principiu al este că samin puțin, dar culegi mult. Deci oamenilor le pare că viața aceasta pământească este mare și ți-i dată și trebuie să o folosești pentru aceea ca să ei spun așa, odată trăiești, e tot de la viață, adică asamăn în firea pământească, tot, ia tot de la viață. Este un sămânat greșit din care se va culege putrezirea. Sămânatul acesta de pe pământ este pentru viața veșnică. Și viața pământească, ea nu este așa de mare cum pare unor oameni în tinerețe. Acei care au ajuns la bătrânețe privesc înapoi numără mulți ani, dar nu pricep cum au zburat anii aceștia. Și Psalmul 90 spune că ni se duc anii ca un sunet. Învață-ne să ne numărăm bine anii. Fericii de cine va sămăna în Duhul pe acest pământ, că cine sămână în Duhul va culege viața veșnică. A fost un tălhar răstignit la dreapta lui Hristos, care toată viața lui a sămănat în firea pământească și a ajuns să fie condamnat la cruci, la moarte. Dar fiind pe crucea aceea și fiind încă pe pământ, o să în duh o să mincioară. S-a rugat Domnul și o recunoscut vina în fața Domnului și s-a rugat ca Domnul să-și aducă aminte de dânsul în împărăția celor. Și Domnul i-a promis că chiar în ziua aceea va fi cu dânsul în rai. Un sămănat mic, dar ci bogat, ci extraordinar. Viața veșnică. Fiecare trebuie să urmărească sămănatul care îl face. Iată, este un exemplu, un, Bibliei care adeseori mă pune pe gânduri. Într-o zi, David, în loc să cu poporul său, cu armata sa la luptă, a fost pe acoperiș și a făcut un sămănat în firea lui pământească. Și când a venit prorocul și l-a mustrat pentru păcatul lui, i-a spus că de patru ori vei culege. Și ne aducem aminte acele lacrimi care David le varsă pentru Absalom. Le varsă pentru că David era acela care o sămănat întrebarea aceasta cu Absalom. Desigur, și Absalom poartă vina lui, dar David a fost acela care prin păcatul lui a sămanat și a avut de cules. De aceea el nu era înțeles din urod? Numai David știe de și plânge. Și el nu pricepeau lucrurile acestea. Cereau de la dânsul bucurii, dar el nu putea să aibă bucurii, pentru că cu cu acum. Următorul moment la care vreau să trag atenție este că se cerișul. Simbolizează sfârșitul viacului. După cum noi, în fiecare an, avem un seceriș, tot așa Dumnezeu va avea un seceriș. Hristos este acela care își are lopata în mâini și va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc. Hristos este acela care va culege secerișul Lui. Nu va veni un înger, nu va veni un om, nici un preot, nici un slujitor. Hristos personal va strânge grâul lui. Ne aducem aminte când se prezintă cineva și zice, Doamne, Doamne, deschide și el spune, duceți-vă de la mine ai fără de legii, căci nu vă cunosc. Important este să știm că tot ceea ce să mânem să înaintea lui Hristos. El ne cunoaște sămânătura. El este și secerișul acela. Deci nimeni să nu se joace cu păcatul, pentru că poți avea o credință în fața oamenilor și în fața oamenilor poți să ai o reputație bună, dar nu și înaintea lui Hristos, care îți cunoaște faptele ascunse, care îți cunoaște gândul inimii, care cunoaște ești tu născut din nou, ori nu ești născut din nou, ori de ce duh ești. Apostolii, când erau cu Iisus Hristos, au mers la un sat, și satul acela nu l-a primit pe Hristos. Și au avut propunerea să, să roage ca să vii foc din ceri peste satul acela. Și Domnul acolo spune concret, nu știți de ce Duh sunteți. Și ei deloc nu erau într-un Duh cu Hristos. Deci Domnul cunoaște Duhul Apostolilor, Domnul cunoaște Duhul Sfinților Săi. Și de aceea trebuie să fim foarte serioși și credința noastră să fie o credință înaintea lui Dumnezeu, nu doar înaintea oamenilor. Căci Dumnezeu este acela care ne va secera. Și vai de cei care îmblă cu minciuna în sân. Domnul să ne ajute ca văzând aceste principii să ne uităm. Oare nu pierdem noi vremea sămănatului? Oare nu să mânem noi în firea pământească? Oare nu ne mințim noi înșine pe noi când ne gândim că vom putea minți pe Dumnezeu crezând că El nu știe ce facem? Deci să ne controlăm fiecare pe noi înșine în privința sămănatului nostru și secerișului care ne așteaptă și așa să ne ducem în viața. Domnul să ne ajute ca toți să fim la acela frumos seceriș care l-a pregătit Domnul pentru împărăția sa. Amém.